Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la E vremea ta. Sunt Andrei Bărbulescu și astăzi, la nivel global, temperatura maximă a fost de 57,6 grade Celsius în Oman, iar cea minimă de minus 56,1 grade în Antarctica. Rămâneți alături de noi în următoarele 12 minute. Vă spunem ce recomandă vânătorii de munte să aveți cu voi într-un rucsac de tură. Care mai este probabilitatea de erupție vulcanică în Islanda? Și, bineînțeles, vom afla cum va fi vremea pe termen scurt. Circa 900 de seisme s-au înregistrat luni în sudul Islandei, au precizat autoritățile, număr care se adaugă miilor de cutremure ce au zdruncinat regiunea în ultimele săptămâni și care ar putea fi urmate de o erupție vulcanică semnificativă. Circa 4.000 de persoane au fost evacuate până în prezent, întrucât autoritățile s-au temut că magma s-ar putea ridica la suprafață și ar putea lovi un oraș costier și o stație geotermală. Avem această enormă nesiguranță acum. Se va produce o erupție și, dacă da, ce fel de pagube va face? A declarat Matthew James Roberts, director al serviciului și al diviziei de cercetare din cadrul Biroului Meteorologic Islandez. Locuitorii orașului Grindavik au povestit că au fost nevoiți să-și părăsească locuințele la primele ore ale zilei de sâmbătă, după ce pământul s-a cutremurat, drumurile s-au fisurat, iar clădirile au suferit pagube structurale. Aproape toți cei 3.800 de locuitori au reușit să găsească cazare la membrii ai familiei sau la prieteni și doar 50-70 de persoane au apelat la centrele de evacuare, a precizat un oficial responsabil cu operațiunea de salvare. Peninsula Reykjanes este o zonă situată la sud-vest de capitală, cu o activitate vulcanică și seismică intensă. În martie 2021, fântâni de lavă au erupt spectaculos dintr-o fisură în sol cu o lungime de aproape 750 de metri din sistemul vulcanic Fagradalsfjöll, aflat în regiune. Activitatea vulcanică din zona a continuat timp de 6 luni în acel an, timp în care mii de islandezi și turiști au vizitat regiunea. În august 2022, o erupție cu durată de 3 săptămâni s-a petrecut în aceeași regiune, urmată de o alta în iulie anul acesta. Cel mai mare vulcan activ din Europa, muntele Etna, situat pe insula italiană mediteraneană Sicilia, s-a calmat, a anunțat Institutul de Geofizică și Vulcanologie din Italia, cu sediul în Catania. Institutul a precizat că vulcanul a avut în cursul nopții o activitate relativ normală. Autoritățile au coborât nivelul de alertă pentru traficul aerian de la roșu la portocaliu. La începutul zilei de duminică, vulcanul, cu o altitudine de peste 3.300 de metri, a expulzat în atmosferă cantități însemnate de lavă incandescentă. În cursul serii, un nor dens de gaze vulcanice, rocă topită și particule de cenușă, care a atins o altitudine de până la 4,5 km, au putut fi văzute deasupra vulcanului. Erupții au fost văzute și auzite în repetate rânduri pe parcursul weekendului. O ploaie de cenușă a căzut peste mai multe localități din regiune. Cu toate acestea, nu au fost înregistrate pagube majore, iar aeroportul din Catania, cel mai mare din Sicilia, și-a continuat activitatea. Vulcanul Etna s-a trezit la viață sâmbătă în cursul nopții și a expulzat lavă fără a se produce însă o ejecție majoră de cenușă deasupra insulei italiene din Marea Mediterană și fără a fi raportate pagube imediate. A sosit momentul să vă spun și prognoza meteo pentru următoarele zile la noi în țară. La noapte cerul va fi noros și va ploua în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, local în Moldova și pe arii restrânse în Oltenia, Muntenia și Dobrogea. În vest, precum și în zonele montane și submontane aferente, local se vor acumula cantități de apă de 10-15 litri pe metru pătrat, izolat peste 20-25 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte. Rafalele aici pot să ajungă la 70-80 de km pe oră. Vor fi în jur de 10 grade în Timișoara, 8 grade în Oradea și în Arad, în jur de 8 grade vor fi în Pitești, 5 grade în Brașov, 7-8 grade în Târgu Mureș, iar în Sibiu în jur de 6 grade, pe litoral 10-11 grade. Mâine vor fi norări în majoritatea regiunilor și va ploua în Maramureș și în Transilvania, Moldova, local în Oltenia, Muntenia și Dobrogea și pe arii restrânse în Banat și Crișana. Vântul va sufla moderat cu intensificări la munte, mai ales în zona Carpaților meridional și de curbură, unde și mai ales pe creste, unde vor depăși 70-80 de km pe oră, dar local și temporar și în sud, centru și pe suprafețe mici în vest. Aici rafalele vor fi de 45-55 de km pe oră. Vor fi în jur de 17 grade în Constanța, 13 în 12 grade în Brașov, 13-14 grade în Târgu Mureș și în Sibiu, în vestul țării în jur de 15-16 grade,
În Alexandria se pot atinge în jur de 18 grade. În capitală, la noapte, valorile termice vor crește semnificativ față de nopțile precedente. Temperatura minimă va fi de la 7 până la aproape 10 grade. Cerul va fi mai mult noros, cu o probabilitate mai mare în a doua parte a intervalului să plouă slab. Mâine cerul va fi noros și temporar va ploua. Temperatura maximă, mai scăzută decât în intervalul anterior, se va situa în jurul valorii de 15 grade. Poi mâine, iată, apare soarele, mai crește și temperatura, 16-17 grade. La munte, vremea se va răci, cerul va fi noros și temporar va ploua, izolat însemnat cantitativ, 15-20 de litri pe metru pătrat, mai ales la altitudini de peste 1800 de metri, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla moderat cu intensificări pe creste, unde rafalele vor depăși, cum v-am spus și mai devreme, 80, poate chiar 90 de kilometri pe oră. Vor fi 6 grade în Sinaia, în jur de 9 grade în Poiana Brașov și în Predeal, la Stâna de Vale 6 grade. Poi mâine cerul va fi variabil, cu ceva înnorări și temporar ploi slabe pe arii restrânse nord-vest și centru. În zona de munte, la peste 1400 de metri altitudine, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări la munte, în special la altitudini mari. Iar vitezele mai mici ale vântului vor fi în zonele joase de relief, din centru, est și local din sud. Vor fi 15 grade în Constanța, 9 grade în Iași, 8-9 grade și în Sibiu, în Brașov și Târgu Mureș, și în vestul țării, în Arad, în Timișoara, 11-12 grade, iar în capitală, așa cum v-am spus și mai devreme, în jur de 16 grade. Vă plac excursiile la munte? Vă place să mergeți pe diferite trasee? Atunci știți cu siguranță că aveți nevoie de provizii și diverse alte lucruri atunci când plecați în drumeție. Ce este bine să luați la voi, vă spune un instructor al Forțelor Armate NATO, care ne prezintă echipamentul unui vânător de munte. Hello, my name is Sebastian Schiller. I am instructor in NATO Mountain Warfare Center of Excellence, and today I will present you how to pack the backpack for the mountains. The preparation for the mountains are starting at home, so you need to be well prepared. So you need to do a route plan in the map, orientate yourself with a compass or GPS. You need extra gloves and cap and sunglasses. Rain cover for the backpack, headlamp and something to write. So first, when we came below the wall, you need to put the helmet on your head. If you go to Ferrata, you will need Ferrata set, harness, gloves, some carabiners to belaying, and loops for doing some maneuvers. You need also the rope. What is also in the backpack? So it's a Gore-Tex raincoat, spare clothes. So this is a long sleeve, long pants, socks, and first aid. So all this stuff is for the summer hiking or climbing in the mountains. For winter equipment, what we need, we will start with the poles. This is also, we can use for ski poles or just walking poles. When we have a snow, we need to have these three pieces. This is a avalanche beacon, avalanche probe, and avalanche shovel, ice axe, and crampons. And we have also here for skiing, we use the foldable skis. They are very good for when we go from skiing to climbing. So it's like this, and turn around. Just clip here and here, and there are skis. So the skiing works in one direction, so it's slide down. Because of this hair, you can easily go to the
uphill. Even in the summertime, when we go to the mountains, we can find some snow. So for that, we need the ice axe or crampons. We have also the big slopes like glaciers, and we can also go to ski in the summertime. Astăzi cel mai cald în Europa a fost în Turcia, unde s-au înregistrat 29 de grade. Haideți să vedem cum va fi vremea și în alte orașe din Europa. Iată că în Madrid vor fi în jur de 18 grade, cer mai mult noros, la fel și în Lisabona, unde vor fi 21-22 de grade. În Londra cer mai mult senin cu 11 grade, iar în Amsterdam 11 grade, doar că aici cerul rămâne acoperit și e posibil să apară și ceva ploi, mai ales spre după-amiază. În jur de 24 de grade în Atena, cer parțial noros, vreme închisă în Roma cu 20 de grade. În Istanbul și în Sofia sunt așteptate ploi, cer acoperit toată ziua. În Sofia în jur de 14 grade, iar în Istanbul 20 de grade. Mergem mai departe, iată, în Berlin vor fi în jur de 9-10 grade în termometre cu cer acoperit, vreme închisă și în Kiev cu 5 grade, iar în Moscova nu mai mult de 3 grade, cerul rămâne acoperit toată ziua și sunt așteptate ploi. Doamnelor, domnilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi. Rămâneți în continuare pe TVR2. Noi ne revedem mâine de la aceeași oră, 7:10, dar nu uitați că ne puteți găsi pe Facebook, respectiv pe YouTube. Până atunci, vă lăsăm cu imaginea zilei și să aveți o seară liniștită, indiferent de vreme.